Cele 10 porunci sunt scrise pe table, pe față și pe spate, pe table de piatră scumpă. În Biblie, acolo spune că tronul lui Dumnezeu este pe piatră de safir, safir albastru. Și în același paragraf, la câteva cuvinte mai târziu, zice și Dumnezeu a luat din piatră și a scris poruncile pe ea. Și în ebraică, în gramatică, se înțelege că din piatra aia, nu e vorba de altă piatră, era vorba de, ăsta e subiectul, și că piatra aia este fundația temeliei lui Dumnezeu, tronului lui. Deci poruncile sunt luate din fundația, din tronul lui Dumnezeu. E temelia caracterului lui și temelia cerului. Spuneam ieri că poruncile sunt considerate, modul în care e pusă gramatica, sunt considerate nu atât de mult ca restricții, să nu, ci mai îndată ca promisiuni, nu vei. Dacă sunt Dumnezeul tău, nu o să ai alt Dumnezeu, nu vei fura, nu vei minți. Și nu este în tradiție, nici în Biblie, este în Talmudul evreiesc, unde ei explică gramatica, ce înseamnă să nu faci ceva și ce înseamnă nu vei face ceva. În Talmudul lor ei explică, poruncile sunt niște promisiuni al Dumnezeu, în care Dumnezeu spune, dacă tu ai o relație strânsă cu mine, dacă tu mă lași să fiu Dumnezeul tău personal, îți promit eu că eu mă voi ocupa. Și spuneam ieri că legământul nu este ce faci tu pentru Dumnezeu, ce face El pentru tine. De exemplu, vă dau un alt exemplu din Biblie. Salmite așa, strângeți-mi pe poporul meu care a făcut legământ cu mine prin jertfă. Nu se referă la jertfa ta, că noi citim textul ăsta la colectă, ci se referă la jertfa lui. Legământul nu e bazat pe jertfa ta, e bazat pe jertfa lui. Tocmai de-aia îi spune lui Avram, nu copilul tău, ci copilul meu va plăti. Asta e legământul. E bazat pe jertfa lui Dumnezeu. Ieri ne-am ocupat de porunca a întâia și a doua. Azi vom trece la a treia și a patra, dacă reușim. Încercăm așa să trecem prin ele cât de repede posibil. În Exodul 20:7, porunca a treia zice să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în, românii zic în deșert, în engleză zice în vain, adică să folosești cu ușurință, să-l folosești într-un mod lipsit de respect și de reverență. Dar nu se traduce numai, cuvântul din ebraică nu spune să nu-l iei pe gură, pe buze, pe limbă, să nu vorbești cu ușurință, se referă la asta, dar cuvântul din ebraică se traduce să nu-l porți, ca și cum ai purta un sac pe spate, să nu-l porți, do not carry în engleză, să nu porți numele lui Dumnezeu cu ușurință. Referindu-se nu numai la faptul că noi trebuie să avem vorbirea respectoasă, dar modul în care ne purtăm să onoreze pe Dumnezeu. Și o să trec acum la puține explicații. De mult, când lucram în construcții, eram în facultate și am lucrat câtva timp în construcții, am mers cu un șofer de la depozit, am luat niște geamuri, am mers până la locul unde lucram. Și frații mei, în 20 de minute de mers cu mașina, eu cred că omul ăla a înjurat de 10 ori pe secundă. Adică tot timpul, toată conversația lui era, și nu pot să vă dau exemple, vă dați seama, dar era, începea cu ce zicea ceva de mamă și apoi o înjurătură, începea ceva de Dumnezeu și o înjurătură, începea ceva de înțelegeți? Era o înjurătură la fiecare cuvânt. Și mă întrebam, băi, dar ăsta nu e capabil să spună o frază fără să înjure? Și nu numai că folosea cuvinte urâte, nu vreau să vă dau exemplu, nu pot să vă dau exemplu, dar băga numele lui Dumnezeu în înjurătură. Nu știu dacă mă înțelegeți. Vreau să vă spun un lucru extraordinar de interesant. Evreii, scriitori, când au tradus Biblia, cei 70 de bătrâni, când au tradus, ok, Septuaginta, când au tradus Biblia, nu știu dacă știți, scriau cu tocul, cu stilou, dar nu aveau stilou, un fel de pană lungă. Scriau cu pană și Dumnezeu are multe nume. El Shaddai, Elohim, Adonai. Dumnezeu are multe nume, dacă vă uitați în Biblie. De câte ori veneau la un nume al lui Dumnezeu din numele secundare, nu numele primar, Jehova, din numele secundare, Dumnezeu Atotputernic, Dumnezeu El Shaddai, Adonai, Elohim, și așa mai departe. De câte ori ajungeau la un nume al lui Dumnezeu, luau un stilou nou care nu fusese folosit niciodată și nu scriau numele lui Dumnezeu cu stilou care fusese folosit pentru alte cuvinte. Dar în momentul în care ajungea la numele principal al Dumnezeu, Jehova, se opreau din scris, vă uitați în istoria ebraică, se duceau acasă, își făceau baie, își cereau iertare de orice păcate care își aminteau
Apoi se duceau înapoi, luau un stilou nou și nu scriau cu tuș, cu ink. Scriau cu sânge numele Iehova și apoi ardeau stiloul ăla să nu mai fie folosit niciodată. Atâta respect aveau de numele lui Dumnezeu. Și când vă gândiți în ce mod îl luăm noi pe buze așa cu ușurință, aud oamenii când se roagă și Doamne tatata și Doamne tatata, Doamne, Doamne, Doamne tatata, tot timpul parcă așa e, cum să zic, parcă te joci cu numele lui Dumnezeu. Mai mult decât asta, evreii au numerele au valoare numerală și valoare simbolică ca înțelegere. Ca de exemplu, numărul 3 are valoare de 3, de exemplu am 3 lei. Dar numărul 3 are și simbolul de stabilitate. Ceva care e stabil și care nu se poate schimba. De exemplu, a căzut Babilonul. Înseamnă că e un lucru hotărât. Holy, 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 sfânt, sfânt, sfânt e Domnul. Înseamnă că e un lucru care nu se poate schimba. Numărul 4 e un lucru în care Dumnezeu se uită cu atenție și ia hotărâri. Numărul 6, de exemplu, înseamnă, reprezintă păcat și lumesc. Numărul 7 însemnează ceva care a fost terminat, a fost complet, e desăvârșit. Numărul 8 înseamnă dedicare. Numărul 10 înseamnă normă și măsură. Numărul 12 înseamnă varietate. Ei, numărul 14 înseamnă Dumnezeu și se spune la fel ca și cum ai spune cuvântul Dumnezeu. Evreii au atât respect de numele lui Dumnezeu că ei când numără nu spun numărul 14, spun 10, 11, 12, 13, 13 plus 1, 15, 16. Nu rostesc 14 din respect să nu pronunțe numele lui Dumnezeu cu ușurătate și cu lipsă de reverență. Am luat toată mai demult așa un film și m-am uitat așa un film de o oră jumate. La fiecare 32 de secunde era o înjurătură de Dumnezeu. La fiecare 32, de 232 de ori, în decursul unui film, de 232 de ori a fost numele Dumnezeu folosit ca într-un mod profan și mizerabil. Vă dați seama, în filme, peste tot, niciun fel de respect pentru numele Dumnezeu. În ebraică, nu e numai să nu iei numele Dumnezeu cu ușurătate și fără respect pe buze, dar ce să-l cari, să-l porți, așa încât să-l onorezi. Ce înseamnă asta? Păi, frații mei, știam un om, nu vreau să vă spun cine și unde, era adventist cu numele, care și-a abuzat copiii, și-a abuzat vecinii, care a venit în comitet și cu un mod literal a început să țipe, să-i jignească pe toți și eu când i-am spus să respecte oamenii, mi-a zis, băi, cine te crezi tu, mă? Păi te termin, man. M-am uitat, el nu semăna Schwarzenegger să fie terminator, că Schwarzenegger e mare și ăla era mic și scund. Și zice, te termin, măi. Și m-am uitat, zice, bă, dar tu nu semeni cu terminatorul. Și las că ți-arăt eu terminator. Și zice, dacă nu faceți cum spun eu am cumpărat aerul condiționat, eu le-au. S-a dus noaptea, a demontat și a luat aerul condiționat cu camionul, l-a luat de la biserică. Zic, bă, stai puțin, tu când l-ai dat bisericii, nu mai e al tău, e al bisericii. Eu m-am dus cu camionul bisericii și l-am luat înapoi. Păi a venit noaptea la mine acasă și mi-a desfăcut șurubul la roz la mașină. Zic că te omor și mă duc în pușcărie și nu-mi pas, dar te omor, mă, pastore, mă. Zic, bă, dacă Domnul îngăduie, mă omor, dacă nu mor, tu zic. La o săptămână mai târziu, dar eu nu l-am înjurat, nu l-am blestemat. I-a căzut un copac în cap. Tăia lemne, s-a rupt copacul și a căzut în cap. I-a turtit capul, l-a făcut extraflat. Extraplat. M-am dus la spital, nu murise, de-aia avea așa fața turtită, m-am dus să-l vizitez și că m-ai blestemat. Zic, nu mă frate, eu nu te blestem, te-ai blestemat, mama tale singur. Am făcut evanghelizare acolo și am chemat oamenii, ne-am dus frumos prin toți vecinii, ne-am dus cu invitații. De pe strada lui n-a venit nimeni. Și am întrebat, de ce nu veniți noi? Ziceau, noi iubim pe Dumnezeu, respectăm pe Dumnezeu, dar nu avem ce căuta la biserica voastră. Zic că dacă creștinii sunt ca ăla, nu ne trebuie creștinătate. Nu vă e rușine să-l țineți în biserică pe ăla? Discutam cu un judecător care era vecin cu el. Și că, păi, l-a dat în judecată vecinii, de ce? Păi s-a dus și zice, i-a înșelat pe toți, a luat de la toți câte ceva, într-o zi a ieșit cu pisici în stradă și cu piatra, le-a spart capul la pisici, că lui nu-i trebuie pisici. Vă dați seama, ce creștin e ăla? Ce spune porunca a treia? Să porți, dacă te numești creștin, înseamnă că ești un ucenica lui Hristos. Creștinii sunt cei care îl urmează pe Hristos. Sunt copiii lui Hristos. Dacă te numești creștin și dacă porți, să nu porți numele Dumnezeu într-un fel în care îl dezonorezi. Dacă porți numele de creștin, poartă-te ca un creștin, frate.
E ușor să te duci la biserică, știu alți oameni care se duc la biserică, fratele meu, știu poruncile și îți recită din Biblie și după aceea te mănâncă. Ei nu mănâncă carne, dar mănâncă oameni, sunt canibali. Poartă-te, frate! Ok. Gata? Poartă-te, frate, în așa încât... Ok. Poartă-te așa încât să onorezi numele Lui Dumnezeu prin purtarea ta. Spune în Biblie, spune Pavel, se aude? Ok. Spune în Biblie că noi suntem o scrisoare, cum spune? O scrisoare deschisă. Și în alt verset spune că suntem un spectacol. Vă amintiți versetul? Oamenii nu știu pe Dumnezeu, dar oamenii te știu pe tine. Poartă numele Lui Dumnezeu așa încât să-L onorezi și să oamenii să-L laude pe Dumnezeu când văd comportarea ta. Zice aici în ce spune Sorait, zice, noi bajocorim, dezonorăm numele, îmi traduc din engleză, dezonorăm numele Lui Dumnezeu prin purtarea noastră ca creștini. Și apoi spune un lucru extraordinar de interesant. Cel mai mare rău care se face creștinilor și Lui Dumnezeu și lucrării Lui Dumnezeu nu este făcut de străini sau de dușmani sau de cei din lume, ci de creștinii care se poartă într-un fel în care să aducă rușine numele Lui Dumnezeu. În Vechiul Testament spune, când promiți ceva, când faci o juruință pe numele Lui Dumnezeu, mai bine să nu promiți, dacă promiți să ții. În Luca 6 Iisus le spune fariseilor, voi mă numiți pe mine Domn, dar nu faceți lucrurile care vă spun eu. Dacă mă numiți Domn, ascultați de mine. Deci, ce înseamnă în porunca a treia să nu iei numele Dumnezeu în deșert? Se traduce să nu-L porți, înseamnă să nu vorbești cu ușurință de numele Lui, să arăți respect, dar să nu te porți așa încât să dezonorezi numele Lui, să faci de râs pe Dumnezeu prin purtarea ta. Mi-amintesc că era o doamnă în biserică și făcusem evanghelizare și botezasem câțiva, vreo 23, și între ei era o familie și eu nu le-am spus de tofu, știți? Le-am spus de mâncare curată și necurată, dar nu le-am spus de tofu. Că au timp oamenii, adică adevărul crește. Nu le-am spus atât de mult la început că săraci să nu fie în stare să priceapă. Și am avut patlac. Și la patlac toată lumea a adus mâncare vegetariană și ăștia au adus pui. Și se duce bătrâna asta, membra asta la ei și zice, nu vă e rușine, o să muriți cu prepelițele în dinți, o să vă ardă Domnul pe foc, nenorociților, aduceți carne, ce creștin zice sora White, că dacă mănânci carne, o să pierzi tu și carnea ta, nenorociților, plecați din biserica. Aoleu, m-am zis așa, soră, uite ușa, pleci matale, te întorci înapoi când te pocăiești. Oamenii ăia, vă dați seama ce fel de plăcere au mai avut să vină la biserică? Gata, merge? Ok. Ce plăcere au avut să mai vină la biserică când un creștin îi tratează așa? M-am dus frumos, am vorbit cu prezbiterul și prezbiterul e vegetarian din naștere, adică ăla în viața lui n-a pus carne pe buze. Zic, du-te și ia o bucată de pui. Zice, eu de ce? Păi se simte oamenii bine. Am luat eu o bucată de pui, am luat și eu o bucată de pui și le-a zis, Doamne, ce pui bun ați adus, cea mai bun pui care l-a mâncat în viața noastră. Se uitai, păi ce mi-a zis femeia că sunt păcătoasă, că mor. Poartă-te cu oamenii, spui că îl iubești pe Dumnezeu, dar spune în 1 Ioan, în capitolul 4, că dacă tu îl iubești pe Dumnezeu și nu îl iubești pe aproapele tău, ești un mincinos și iubirea Dumnezeu nu este în tine. Păi dacă vrei să fii un creștin adevărat, poartă-te așa încât să-L onorezi pe Dumnezeu și să aplici regula de aur. Tratează pe alții așa cum ai vrea să te trateze alții pe tine. Spune acolo că Dumnezeu este zelos. Deci sunt Dumnezeu gelos, se traduce în română, dar nu spune așa în original. Sunt Dumnezeu gelos și care nu las nepedepsit pe cei ce ia numele Lui Dumnezeu în deșert. Vă amintiți? Partea asta sună puțin mai negativ. Adică Dumnezeu e atât de zelos despre numele Lui, încât dacă cumva te porți așa, Dumnezeu nu te lasă nepedepsit. De ce treaba asta? În ebraică numele însemna caracter. Numele însemna caracter. În momentul în care cineva schimba caracterul, îi se schimba numele. De exemplu, Iacov, cel ce înșală, în momentul în care s-a pocăit, Israel, cel ce e biruitor. Când vine Domnul, noi vom primi un nume
Nou, numele în ebraică, în cultura lor, însemna caracter. Dumnezeu este foarte zelos despre numele Lui, pentru că numele Lui reprezintă caracterul Lui. Și când tu prezinți numele Lui într-un loc, într-un mod rău în fața oamenilor, tu prezinți caracterul Lui Dumnezeu într-un mod rău. De exemplu, Israelul păcătuiește și face o vacă de aur și se închină vacii. Da? Și Dumnezeu zice lui Moise, dă-te la o parte, îi voi distruge și pe tine te voi face un neam mare. Și Moise zice, Doamne, iartă-i. Și Domnul spune acolo așa, zice, nu, pentru că sunt un popor încăpățânat care nu ascultă, nu-i iert. Și Moise zice, Doamne, te rog, iartă-i. Și Dumnezeu zice așa, îi voi pedepsi, îi voi distruge. Și apoi Moise zice un lucru foarte interesant, dacă vă uitați cu atenție. Ce vor zice neamurile din jur despre numele tău? Dacă tu îi distrugi. Ce vor zice neamurile despre caracterul tău? Pentru că tu nu ești un Dumnezeu bun. Tu nu ești un Dumnezeu iubitor. Nu ești un Dumnezeu iertător. Nu ești în stare să... Tu nu știi cuvântul. Tu ai promis că îi voi duce în țara promisă. Tu nu știi cuvântul. Ce vor zice neamurile de numele tău? Chiar dacă e numerită. Fă-o pentru onoarea numelui tău. Și Dumnezeu zice, îi voi duce în Canaan. Chiar dacă e numerită, au iertare. Dumnezeu le-a acordat iertare pentru onoarea numelui Lui și pentru caracterul Lui. E un lucru atât de important la Dumnezeu, caracterul Lui, să fie prezentat într-un mod corect, încât Dumnezeu zice, sunt zelos despre treaba asta. Vreau să vă spun că nu este numai să vorbești cu respect, să nu iei numele Dumnezeu cu ușurință pe buze, nu este numai să te porți așa încât să onorezi pe Dumnezeu și caracterul Lui și să-L reprezinți într-un mod potrivit, ca creștin, tu porți numele Lui Dumnezeu și caracterul Lui cu tine. Poartă-te așa încât oamenii când te văd pe tine să-L laude pe Dumnezeu, să zică de cum auzi despre ucenici. Se vede că ăștia umblă cu Hristos. Să vadă în creștini caracterul Lui Dumnezeu. Cum Iisus zice fariseilor, ce voi mă numiți Domn, dar nu mă ascultați. Voi nu sunteți creștini. Dar e mai mult decât atâta. Spune când Moise i-a zis Dumnezeu, vreau să te cunosc, vreau să văd cine ești. Vreau să înțeleg caracterul tău. Dumnezeu zice, voi face să treacă toată slava mea prinaintea ta. Dumnezeu l-a pus într-o peșteră, l-a acoperit cu mâna, că dacă nu se întâmpla ca la Hiroshima, se topea cu totul Moise, rămânea numai umbra lui. L-a acoperit cu mâna și Dumnezeu a trecut. Moise n-a văzut nimic, decât puțin așa, lumină de la spate și cât i-a permis Dumnezeu. Și după aceea Moise reflecta că a trebuit tot să-și pună ochelari de soare ca să nu orbească. Dar ce a spus Dumnezeu? Că zice, arată-mi cine ești, arată-mi caracterul, arată-mi cine ești. Ce a spus? Dumnezeu este un Dumnezeu plin de iubire, plin de bunătate, plin de îndurare, gata să ierte, gata să ajute într-o mie de generații. De fapt, numele, și spune chiar așa începe, îmi voi chema numele meu în română, în engleză voi proclama numele meu în fața ta. Dumnezeu când a prezentat numele Lui, de fapt ce era numele Lui? Era caracterul Lui, un Dumnezeu plin de iubire, un Dumnezeu plin de bunătate. Dar e mai mult decât alta. Fratele Câmpean a prezentat în devoțional exact ce spune acum, ce urmează acum. E mai mult decât atâta. Nu e numai negativ să nu faci așa, să nu iei numele Dumnezeu în un deșert, să te porți așa încât. E mult mai mult decât atâta. Este o perspectivă pozitivă. Pentru că în porunci, e un lucru care nu vi l-am spus ieri, dar de aici înainte trebuie să fim atenți la el. Fiecare poruncă la sfârșit în ebraică are o conjuncție. Și nu prea face sens că se termină cu un din contră sau un dar. Cum mai zice, în engleză e but. Cum mai zice, să nu furi din contră. Să nu minți but. Și înseamnă, conjuncția respectivă înseamnă în ebraică din contră, să faci invers. Ca de exemplu, cine fura să nu mai fure, din contră să muncească ca să... Să dea. Ei, toate poruncile au conjuncția asta care înseamnă din contră. Și cum se traduce? Nu numai că să nu iei numele Lui Dumnezeu pe buze cu ușurință, nu numai că să-L reprezinți numele Lui și caracterul Lui prin viața ta într-un mod potrivit să-I aduci onoare în fața oamenilor, dar din contră. Și ce înseamnă asta? Că te uiți în Biblie, de 109 ori se face referință la numele Lui Dumnezeu. 88 de ori în Vechiul Testament și 21 în Noul Testament. Din ele, numai câteva sunt negative, să nu. Marea majoritate, 98%, sunt pozitive. Adică, vă dau un exemplu. Cheamă numele Lui Dumnezeu.
Cel ce cheamă numele Dumnezeu va fi salvat. Încrede-te în numele Dumnezeu. Numele Dumnezeu este un scut. Numele Dumnezeu este o stâncă de adăpost. Numele lui Dumnezeu e prezentat într-un mod pozitiv. Nu numai că să nu vorbești rău, dar dacă chem numele lui, de exemplu, e un tâlhar pe cruce, care n-a făcut nimic bun, nu merită mântuire. Și în ultimul moment al vieții, cheamă numele lui Iisus. Îți amintește-ți de mine. Și Iisus zice, băi, stai puțin. Păi stai mă, tu vii în ceasul al 11-lea, toată viața ai făcut numai prostii și acum când nu mai ai timp să faci nimic bun, să te pocăiești, peste 3 secunde mori, tu acum vrei să îți dau împărăția mea? Păi nu meriți. În momentul în care a chemat numele lui Dumnezeu, Iisus nu i-a spus așa. Și a spus, adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în cer. Când chem numele, ce spune Petru? Cel ce cheamă numele Domnului va fi mântuit. Nu e că poate, că să vedem. Numele Lui Dumnezeu are putere, numele Lui Dumnezeu are har, numele Lui Dumnezeu, când îl chemi, chemi prezența Lui, chemi caracterul Lui în tine. Când îl chemi, sunt numai binecuvântări. Deci numele Lui Dumnezeu este o stâncă de adăpost. Cei ce îl cheamă sunt binecuvântați. După aceea în alte zice, unii se încred în cailor, alții se încred în carele lor. Adică te încrezi în mașină, te încrezi în servici, te încrezi în ce faci tu, te încrezi în educație, te încrezi în experiența. Dar ce eu, spune David, mă încred în numele lui Dumnezeu. Încrede-te în numele lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că avem albine. Nu doresc albine, Doamne. Vreau să vă dau un exemplu foarte interesant. Am știut pe cineva, un doctor, un om foarte credincios, un om foarte de treabă, foarte respectuos, un om dedicat, un om care ajută foarte mult, care s-a băgat în drumuri misionare, un om care a făcut numai bine în viața lui și un om foarte modest. Și aveam în biserică o soră care era cam dusă cu pluta, mă înțelegeți? Adică avea o cameră aici, dar nu era mobilă înăuntru. Și sora respectivă îi critica pe toți și făcea, zice, îl vezi pe ăla? Acum se uită la mine. Și eu mă uitam, săracul ăla nu se uită la tine. Ăla era cu capul în jos și când m-am uitat ce făcea, se uita pe buletin. Era pe masa aia, pe biroul ăla la intrarea în biserică, erau buletine. Se uita pe program și zice, îl vezi? Se uită la mine. Zic, cum mă, că ține ochii în jos? Zic că nu, eu l-am văzut așa, a făcut cu ochii, s-a uitat după mine. Ce îți dai seama ce e în mintea lui? Zic, mă, sora, eu cred că matale ai visat, n-ai dormit bine azi noapte. Pe aceea zice, no, păi uite și ăla, și prezbiterul, și ăla de la conferință. Toți se uitau după ea. Vă dați seama, săraca probabil că își dorea să știu. Și zice, ăla se uită la mine, frate. Și la un moment dat, începe să răspândească zvonul despre doctorul ăsta. S-a dus la el la birou. S-a întors și s-a părut ei că doctorul n-a ajutat-o. Și a început să spună, ăsta e un nenorocit, ăsta violează, ăsta face așa și așa, așa. Și a început să scoate minciuni despre el. Omul a tăcut o minciună, două, trei, la un moment dat, și a făcut ea ținta vieții ei să distrugă numele ăstuia, să-i distrugă reputația, să-i distrugă numele bun. Și omul i-a trimis o scrisoare și a zis, dacă nu te oprești, te dau un judecată pentru defăimare și o să-ți pară rău. Mă gândeam dacă doctorul ăsta la un moment dat i-a păsat de numele lui, de reputația lui, de caracterul lui, și dacă ție și mie ne pasă de numele nostru, îți place când cineva te critică și te bârfește și îți face rău și îți distruge reputația, îți afectează numele? Numele bun în fața societății îți place? Eu nu cred că îți place când te critică cineva. Dacă nouă ne pasă de numele nostru, cu atât mai mult lui Dumnezeu îi pasă de numele și de reputația și de modul în care îl prezentăm noi. Vreau să mă opresc aici, nu vă mai citesc, vreau să vă citesc, zice, cum spuneam, psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul și după aceea ce binecuvintează, nu uita niciunul pe face lui și după aceea dacă citești mai departe, ce binecuvintează numele lui ce sfânt, binecuvintează numele lui. Vreau să vă spun că ultimii șase, numai de asta vorbesc. Laudă-L numele Lui, binecuvintează numele Lui, cântă numele Lui, adu slavă numele Lui, praise the name of the Lord, adică laudă numele Lui. Vă dau un alt exemplu în Biblie. 1 Samuel, capitolul 17. David și Goliat. Da? Și David zice așa, tu vii înaintea mea cu sabie și cu ce? Și cu mai ce? Scut. De aceea eu vin înaintea ta în numele Domnului pe care L-ai bajocorit. Ăsta se baza pe sabia lui,
Ăsta se baza pe numele Domnului. Numele Domnului este un scut pentru cei care se bazează pe el. Este o protecție pentru cei care se încred în el. Spune în Proverbe 18, numele Domnului este un turn de scăpare, un turn puternic. Cei care se încred în el sunt totdeauna în siguranță, nu e niciun pericol pentru ei. Zice acolo, numele Lui Dumnezeu este să fie lăudat. Din toate generațiile, lăudați numele Lui. O să sar acum, o să laud pe Domnul, o să cânt numele, îmi traduc din engleză, o să cânt numele Lui. Toată viața mea, lauda Lui va fi pe buzele mele. Mi-amintesc de bunicul Goia, era bătrân, a murit când avea 103 ani, dar toată viața lui, mi-amintesc când era la câmp, mă duceam la țară să-l vizitez pe bunicul și pe bunica, mă suiam prin copac, prin corcoduș, prin măr, toată ziua eram pe acolo, mâncam fructe și bunicul lucra, făcea de oage pentru butoaie și tot timpul cânta. Și îl întreba, bunicul, de ce cânti toată ziua? Pentru că Domnul trebuie lăudat. Păi bunicule, da, și eu îl laud pe Domnul. Ce? Nu, tu nu-l lauzi pe Domnul. Și de ce îl lauzi asta? Pentru că Domnul este bun și merită să fie lăudat. Dacă îngerii laudă și cântă haleluia și sfânt, 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 ce cu atât mai mult eu trebuie să-l laud. Și zice, sunt bucuros că Domnul mă iubește și îl laud. Zic, păi și eu sunt bucuros, dar uite că eu nu cânt. Păi înseamnă că nu ești bucuros, că dacă ai fi bucuros, ai cânta și tu. Am cam uitat noi obiceiul ăsta, nu-i așa? Să-L lăudăm pe Domnul. Mai mult ne supărăm, suntem ocupați cu una cu alta, uităm să ne petrecem timp în studiu și rugăciune, cu atât mai mult să-L lăudăm pe Dumnezeu. De aceea care laudă, și la rugăciune, când îi auzi doar cer, 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 dar foarte puțin petrec timp să-L laude. Cum spunea fratele Câmpean, de exemplu, în Psalm 103, în Psalm 27 și mulți alții, tot psalmul nu e niciun fel de cerere, numai laudă. Aceia care laudă, spune Soraita, aceia care laudă pe Domnul sunt aceia care au pace și bucurie. Mi-amintesc că, și cu asta să termin cu porunca asta, că nu mai avem timp, trebuie prezentată și a patra. Mi-amintesc când eram e o chestie care e greu de crezut, dar e reală. Lucram geamuri și eram undeva la schițul Topolniței, aveam un atelier, că în oraș, în Severin, a fost foarte greu să deschid un atelier, aveam un atelier de geamgerie și puneam geamuri la ferestre și mai veneau oamenii că vor să închidă un balcon și mai veneau oamenii că li s-a spart un geam acasă și mi-amintesc că mi-a zis, era pe timpul comunismului și mi-a zis cel care era șeful de întrepriză întreprindere. Gata. Mergeți la locul dumneavoastră, că avem aici doctori calificați. Ok. Treceți la locul dumneavoastră și haideți să continuăm. Șeful de întreprindere, care era și în Partidul Comunist și zice, băi, nu există, mă, Dumnezeu, ce lauzi numele Lui Dumnezeu și ce ții sâmbăta și nu există așa ceva. Și la un moment dat a început să înjure de numele Lui Dumnezeu și zice, vreau să-L văd eu pe Dumnezeu, să vină încoa să-L văd. Nu vă mai dau povestea că nu mai avem timp. Este o minune extraordinară. Trecem mai departe. Nu mai avem timp. Cât mai avem? 20 de minute. Nu mai avem. Trebuie să trecem și prin sabat. Altă dată. Dar ideea este că omul l-a bajocorit pe Dumnezeu și la un moment dat a văzut o minune în care a rămas fără cuvinte, a rămas așa, a îngălbenit la față, a paralizat. N-a mai mișcat. Și mi-a zis, zice, la sfârșit îmi zice, să nu cumva să mă blestemi, să nu cumva, că zice, cred că mă omoară Dumnezeu. Eu nu blestem pe nimeni. Dar punctul este că Dumnezeu este un Dumnezeu real. Haideți să trecem la porunca a patra. Am discutat cu o femeie, era bătrână când am discutat cu ea, o chema Cristiana, în America. Am discutat cu o femeie și spunea, de ce a venit din Filipine. Și spunea că a avut un vis. Când era tânără, nu era adventist, a avut un vis. Și a auzit în vis, amintește-ți de ziua șaptea, s-o sfințești. Amintește-ți de ziua șaptea, s-o sfințești. Și ea se întreba, fraților, uitați-vă aici la mine, uite ce bine arăt. Nu vă uitați acolo, da? Toți ochii aici, nu? Așa e ce soția, că arăt bine. Toată lumea cu ochii pe mine, vă rog frumos. Ok.
Zice, amintește-ți, a avut un vis femeia asta, Cristiana, când era tânără, mulți ani în urmă. Amintește-ți de ziua a șaptea să o sfințești. Vreau să nu continui cu istoria, dar revin la ea puțin mai târziu și vreau să vă spun că din toate cele 10 porunci, numai una începe cuvântul amintește-ți. Remember. Numai una începe. De ce spune? De ce nu spune la porunca întâia sau la a doua sau la a cincea sau la a zecea să se amintești? De ce spune Dumnezeu? Păi pe mine, fratele meu, dacă mă chem la masă, vin. Și dacă mă invit să mănânc, promit că mănânc. Și dacă eu vin la masă când mă chem, poți să spui, băi, nu uita să mănânci? Păi uite că mănânc. N-ai nevoie să spui, bă, amintește să mănânci unui om care mănâncă. De ce mi-ar spune Dumnezeu, amintește de sabat, dacă eu țin sabatul și mi-amintesc de el? Când Dumnezeu spune, amintește de ziua a șaptea, asta implică că noi am uitat-o. Sau că dacă n-am uitat-o, nu mai știm cum să o ținem. Sau că societatea a uitat-o. Și Dumnezeu ne atenționează, nu cumva, nu cumva să uiți ziua de sabat. Iar cuvântul care e folosit acolo, remember, amintește-ți, fiți foarte atenți, v-am spus la porunca întâia și a doua, că cuvântul folosit, că Dumnezeu a scris poruncile cu mâna lui, cuvântul acolo este agravat. Același cuvânt, exact același cuvânt, e folosit aici. Dumnezeu a scris, a gravat în piatră, nu cu cerneală ca se poate șterge, nu pe ceva pe nisip, cum a scris păcatele lui Maria pe nisip să se poată șterge, ci în piatră, ca atunci când faci un monument să rămână pentru totdeauna, să nu se mai poată schimba, să nu se mai poată șterge. Același cuvânt că Dumnezeu a gravat în piatră cele 10 porunci, e folosit aici când zice amintește-ți, se traduce gravează în mintea ta ca în piatră porunca a șaptea, a patra, pardon, gravează porunca a patra să nu cumva să o uiți. Este esențial pentru tine. De ce? O să vedem de ce. Același cuvânt gravează sau înscrie sau sculptează e folosit în Isaia când spune că v-am înscris pe palmele mele. Amintește-ți de ziua a șaptea. Se referă la, merge înapoi la creațiune, căci în 6 zile Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, vă amintiți, da? Și în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea Dumnezeu a sfințit-o. Cum zice acolo? Ia, nu prea ascultați. Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o. Dumnezeu se referă la creațiune. Dumnezeu 6 zile a făcut cerurile și pământul. În ziua 6 a făcut oamenii, pe Adam și pe Eva. Cum a făcut oamenii? Primul lucru care Dumnezeu le-a dat un cadou. Le-a dat sabatul. Foarte interesant că pentru Dumnezeu, săptămâna a început cu prima zi, duminica, nu? A doua luni, a treia marți, nu știu ce. Dar pentru oameni, săptămâna a început cu ce zi? Cu sabatul, că i-a făcut vineri seară și cum i-a făcut, cum am început sabatul. Foarte interesant că trebuie să începi, nu cu duminica, începi cu sabatul în prezența lui Dumnezeu, ca și cum ai încărca un telefon și apoi pleci la treabă. Întâi te încarci cu prezența lui Dumnezeu și apoi începi cu duminica. Dar nu este punctul. Punctul este că Dumnezeu le-a dat un dar, le-a dat un gift, le-a dat un dar. Primul dar, Dumnezeu putea să le dea 1000 de daruri. Primul dar care l-a dat omenirii a fost sabatul. Deci când Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o. Ce înseamnă a sfințit-o? Se traduce a pus-o deoparte, ca a separat-o de restul celelalte zile. De ce? Frate, pentru că ziua șaptea n-are 24 de ore. De ce a pus-o deoparte? Că nu e cu nimic deosebit de celelalte zile. Păi zice acolo, cum sfințești? Zice, amintește să o sfințești. Cum sfințești ziua a șaptea? Păi zic frații noștri, păi nu muncești. Păi dacă sfințești prin faptul că nu muncești, înseamnă că dacă nu muncești marți, sfințești marțea, așa este. Și leneșii care nu muncesc niciodată, sfințesc fiecare zi, adică toate zilele sunt sfinte. Fariseii nu munceau în sabat, nici măcar nu mergeau prea mult, nici măcar dacă le cădeau un ban nu ridicau, puneau piciorul pe el și așteptau până la apus și apoi ridicau, căci că să nu ridici greutăți. Mi-amintesc când eram mic, părinții noștri aveau inimă bună, dar atâta înțelegeau ei. Și era un, câteodată trebuia să postim sâmbăta și era acolo în biserică, era în spate o sobă și urcai la balcon și de-abia așteptam că mama lua mâncare la pachet și când posteam, părinții toți posteau până seara, dar copiii posteau până la 12 și urcam acolo la balcon, de-abia așteptam să mănânc și când nu aducea mâncare și trebuia să postez toată ziua, mă uitam așa să nu mă vadă nimeni și era un măr în fața adunării, mă uceam și când nu mă vedea nimeni, furam un măr și îl mâncam și m-a prins un frate. Vai de mine, ai cules mere în sabat, o să-ți pierzi mântuirea. Nu? Așa se zicea. Cam cules mere, fraților. Îți dai seama, ucenicii au cules greu în sabat, nu?
Și fariseilor au zis, uite ce fac ucenicii tăi, au cules grâu în sabat. Și ce le spune Iisus? Păi nu știți că David a mâncat din pâinea sfântă și n-a pățit nimic? Odată am luat un măr de acolo și am fugit la veceu. M-am ascuns în veceu să nu mă prindă nimeni, că erau spioni de sabat care te urmăreau cum făceai ceva, cum la comunități cu tine. Și am furat mărul, am fugit la veceu, l-am mâncat și dintr-o dată am fost fericit. Nu m-am mustrat conștiința de nicio culoare. Așa era pe vremea aia. Dacă cumva ai luat un măr în sabat, gata, ți-ai pierdut viața veșnică, o sari în focul în care o să se pârlească părul și o să miroase rău și o să te doară și vă amintiți cum spunea să te sperie. E, frații mei, ce înseamnă să sfințești sabatul? Faptul că nu rupi un măr, faptul că nu mergi la servici, fariseii țineau sabatul cu multă strictețe. Înseamnă că sfințeau sabatul? Țineau sabatul de la omor pe Hristos. Spune sora White în cartea Decalogul că scopul pentru care Dumnezeu a creat sabatul și l-a dat oamenilor ca un dar, scopul a fost ca oamenii să aibă părtășie cu el, să se închine lui, worship. Și spune dânsa că sabatul e singura zi în care Dumnezeu Universului, cu toată gloria lui, vine cu prezența lui, Dumnezeu vine cu prezența lui să petreacă timp cu tine. Deci faptul că nu muncești, nu sfințești. E adevărat că nu trebuie să muncim. Faptul că te duci la biserică, nu sfințești. Dar dacă petrești timp cu Dumnezeu, ăsta a fost scopul. De-aia ți-a dat Dumnezeu sabat. Dacă petrești timp cu Dumnezeu, așa îl sfințești. De-aia Dumnezeu vrea să nu muncești, să lași la o parte toate grijile. Dispare-ți griji, lume, și că eu încep sabatul sfânt dat omului. Vă amintiți cântarea, nu toată lumea o știe. De-aia lași toate grijile, de ce? Ca să poți să te focalizezi cu toată inima și cu toată făptura și cu toată ființa ta pe relația cu Dumnezeu. Să poți să te gândești la Dumnezeu, să poți să te rogi, să poți să studiezi, să poți să cânți, să petrești timp cu Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu. Ăsta e scopul sabatului. Dumnezeu ți-a dat scopul sabatul, în primul rând, să ai relație cu Dumnezeu. În al doilea rând, să te odihnești, să ai relație cu familia, să ai relație cu natura, să ieși în natură, cum ieșea Iisus pe malul lacului. Cum ții sabatul sfânt? Nu neapărat că nu lucrezi, ci în a avea relație cu El, în a sta în prezența lui Dumnezeu. Păi cum sfințești? Vreau să vă întreb. Ziua în sine n-are cum să fie sfântă. De exemplu, au construit templu, Solomon a construit templu și intrau muncitori, ieșeau, intrau zgomot acolo, nu știu ce. În momentul în care Solomon s-a rugat și a invitat prezența lui Dumnezeu, spune că în momentul în care a venit prezența lui Dumnezeu, au ieșit toți afară că nu mai puteau să stea de slavă, de glorie. Vă amintiți? Ce a devenit? Ce a făcut templul să fie sfânt? Clădirea? Cărămizile? Sau prezența lui Dumnezeu? Moise merge pe câmp cu oile și vede un rug arzând și nu se oprea. Un tufiș, nu se oprea. Și se duce acolo și Dumnezeu zice, scoateți încălțămintea pentru că locul ăsta pe care stai este un pământ? Păi pământul ăla, dacă te duci acum, nu e sfânt, frate, e nisip. Ce făcea terenul ăla sfânt? Prezența lui Dumnezeu. Și spune în Biblie că acolo unde e Dumnezeu, totul e sfânt. Zice, încerc să traduc din engleză. Zice, prezența lui Dumnezeu sfințește locul. Păi atunci apare o chestie. Cum sfințești tu sabatul? Prin a chema numele și prezența lui Dumnezeu. Vineri seară, evreii aveau mai multe instrumente, dar din toate, când chemau la o adunare, aveau două instrumente. Aveau trompetele și aveau șofarul, cornul de berbec. Trompetele le foloseau să cheme oamenii pentru adunare. De exemplu, eu când eram la armată, eram trompetistul. Și când sunam de trompetă, pa 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 pa, dimineața se trezesc pe toată la 5:30, toată lumea mă înjura. Și când îi sunam la masă, pa 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 pa, se chem la masă, toată lumea mă iubea. Trompetele le foloseai să chemi oamenii la armată, la nuntă, la știu eu la ce. Șofarul foloseai să-l chem pe Dumnezeu. L-au folosit la Sinai când l-au chemat pe Dumnezeu, l-au folosit la Ierihon când au sunat, pe ce au mers în jurul cetății de 7 ori o sabat. Șofarul a fost folosit la Sinai când l-au chemat prezența lui Dumnezeu. Șofarul foloseau vineri noapte. Evreii suflau din șofar să cheme prezența lui Dumnezeu. Puneau la masă o farfurie pentru toți din familie și o farfurie în plus în capul mesei care era pentru Dumnezeu. Dacă citiți în istoria evraică și în tradiția evraică. Și foarte interesant,
Spune acolo în ebraică, în Biblie, că Dumnezeu a venit să dea daruri oamenilor. Dar de fapt în ebraică zice că Dumnezeu în sabat dă daruri oamenilor. Dacă vă citiți toate evenimentele din poporul lui Dumnezeu în istorie, s-au petrecut în sabat. Au ieșit din Egipt într-un sabat. Au intrat în Canaan într-un sabat. Sărbătorile de jubileu, când se termina ultima zi, era sabat, când sclavii erau eliberați și pământul care îl pierduse îi venea înapoi. Când o să vină Iisus, 6 zile o să călătorim și în sabat, ziua 7, o să intrăm în cer. Când au intrat în Canaan, au intrat într-un sabat. Toate evenimentele astea mari, Iisus, când a murit pentru noi, a fost pe cruce în sabat. Toate s-au petrecut într-un sabat. Evreii zic așa, în sabat Dumnezeu vine și când vine aduce daruri oamenilor. Și de-aia evreii păstrează toate cadourile pentru sabat, ca copiii să iubească sabatul. Și dacă a fost ziua ta de naștere marți, nu-ți dă cadou. Și dacă îți cumpără pantofi vineri, nu-ți dă cadou. Le ține și în sabat mănâncă tot și apoi deschid cadourile. Și copiii știu, băi, de-abia aștept să vină sabatul că primesc cadouri. E foarte interesant, de-aia evreii spun așa, noi nu ținem sabatul, sabatul ne ține pe noi. Și îi spun, noi suntem o națiune care rezistăm, suntem binecuvântați, pentru că sabatul ne păstrează pe noi. Vreau să vă spun un lucru foarte interesant cu privire la sabatul care ne ține pe noi. Extrem de interesant. Zice acolo în Ezechiel, sfințiți sabatele mele, cum zice? Și vor fi ca un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Nu zice așa în ebraică, fraților. E foarte interesant. Când am tradus cuvânt cuvânt, am rămas în șoc. Zice așa, sfințiți sabatele mele, fiți atenți. Și ăsta va fi semnul între mine și voi. Ascultați cu atenție. Ăsta va fi semnul între mine și voi. În sabat vă voi sfinți. Ce înseamnă asta? Oamenii încearcă din greu să ducă o viață sfântă și nu reușesc. Singura metodă prin care Dumnezeu te sfințește este sabatul. De ce? Spune în Biblie că noi suntem schimbați din slavă în slavă. Cum? Dar ce spune Pavel? Ne uităm ca într-o oglindă și suntem schimbați? Ce avem de făcut? Privind! În engleză beholding. Privind! Spune Sora White că la piciorul crucii, când ne punem ochii pe el și îl privim, cu cât îl privim mai mult, cu cât stă mai mult în prezența lui, fără niciun efort uman, fără niciun efort uman, suntem transformați din slavă în slavă în imaginea lui. Numai prin faptul că ne punem ochii pe el. Ei, evreii spun așa, zice, în sabat Domnul vine cu prezența lui. Dacă petrești timp cu el și stai în prezența lui, acolo unde e Domnul, totul devine sfânt. Clădirea devine sfântă, terenul unde scoate încălțămintea, că ăsta e un teren, terenul unde devine sfânt. Când Dumnezeu vine cu prezența lui în inima ta și în viața ta, în sabat și petrești timp cu el, prin faptul că stai cu el, că îl privești, că meditezi asupra lui, îți pui ochii pe el, prezența lui te transformă. Asta este metoda prin care Dumnezeu ne sfințește, prin a petrece timp cu el zilnic și în special în sabat. Și oamenii care nu țin sabatul în sensul că se petreacă timp în prezența lui Dumnezeu, niciodată nu vor reuși să aibă o viață schimbată. Până și în cer, o să continuăm sabat de sabat, să petrecem timp în prezența lui Dumnezeu, să ne închinăm noi, să-L lăudăm. Frații mei, nu mai am decât 5 minute. Vreau să vă, că unii discutăm și de tehnicalitate. Unii spun sabatul nu mai are importanță. Unii spun, nu contează, am auzit, dacă puteți să credeți, pastor adventist, nu vă spun numele și unde și cine, spunea fratele meu, nu contează ce zi, ține o zi și gata, orice zi, auziți. Ține o zi și gata. Păi vreau să vă dau un exemplu foarte fără sens. Dacă când eram eu cu Dana prieteni, acum 100 de ani, când ne-am cunoscut, dacă Dana mi-a spus, băi, să ne întâlnim la muzeu, lângă școală, când ne întâlnim? Marți la 2. Eu puteam zic, ea a zis că vine marți la 2, dar nu contează ziua și ora. Mă duc miercuri la 3. M-aș fi întâlnit cu ea? Că ea se duce marți la 2 și eu mă duc miercuri la 3. Dacă zice șeful tău, băi, vine o audiență, joi la 2, tu poți să te duci vineri la 2?
Dacă ai o programare la doctor și doctorul zice, băi, miercuri dimineața la 8, tu te duci joi la 8. Dacă tu la o programare cu un om trebuie să te ții de timpul care ți l-a zis, cu atât mai mult când Dumnezeu spune în sabat, cum poți să spui marțea sau miercurea sau joia sau oricând? Dacă Dumnezeu ți-a dat comanda asta, dacă Dumnezeu a sfințit sabatul și l-a pus deoparte, cine ești tu să-l schimbi? Păi și de unde știi care e sabat? Păi zice așa, Moise le spune că Dumnezeu le va da mană. Și le spune Moise, le face instrucțiunea în Exodus și zice, în fiecare zi Dumnezeu vă va da mană din cer. În fiecare zi să ieșiți dimineața de vreme cât este încă răcoare, să culegeți mană. Și zice, vinerea să culegeți dublu și sâmbăta să nu culegeți, să nu ieșiți, că nu va fi mană. Și unii au încercat în timpul săptămânii să culeagă mai mult că au fost lacomi. Da? Ce s-a întâmplat cu mana care o culegeau în timpul săptămânii? S-a stricat. Deci țineți minte, dacă culegeai mai multă, ce se întâmpla când venea căldura zilei? Se strica. Ok, vinerea au cules dublu, da? Se strica mana de vinerea. Păi n-aveau frigider, fraților. Așa e? Și nu se strica. Vreau să vă spun că e foarte, foarte ușor. Nu cred că am văzut vreun evreu pe acolo, dacă mă duceam pe acolo între ei, să se întrebe, păi care o fi sabatul? O fi azi sau mâine? Care e... care e ziua de sabat? O fi azi sau mâine? Nu cred că era niciun evreu care să fie confuz, să nu fie clar ce zi este sabatul. Nu? Pentru că zice așa, eu sunt Dumnezeul vostru care v-am scos din casa robiei. Păi 400 de ani evreii au fost sclavi, robi, au muncit la cărămizi, am dreptate. Și le-a făcut din nou, acum munciți, nu mai vă dau paie, acum trebuie să dublați rezultatele. Au muncit din greu la... Și Dumnezeu zice, acum, în ziua a șaptea să te odihnești. Eu nu cred că comentau și că, vai de mine ce greu, trebuie să nu mai muncesc ca sclav, trebuie să mă odihnesc, vai ce mă fac, trebuie să mă odihnesc. Nu cred că auzeam niciun evreu să zică, vai ce greu e să ții sabatul. Trebuie ușor, nu? Dar nu numai asta. Să zică, bă, dar care o fi sabat, o fi joi sau o fi miercuri? Ăștia numărau așa zilele, ziua întâia, n-aveau nume, cum avem noi luni, mai miercuri. Ziua întâia, ziua a doua, ziua a treia, a patra, a cincea, ziua de pregătire, nu ziceau ziua a șasea, vinerea era ziua de pregătire și apoi era sabat, șabat. În peste 100 de limbi, sabatul e sabat. Adică sabado în spaniolă, sabato în italiană, e atât de clar în toate limbile, n-ai cum să confunzi, bă, sabatul o fi Wednesday. N-ai cum, nicio șansă să greșești care e. Mai mult decât atât, gândiți-vă că evreii le-a spus Dumnezeu clar, în ziua a șaptea nu o să cadă mană. Păi credeți că nu știau care e ziua a șaptea? Păi nu cădea mană, știau precis. Asta e ziua a șaptea, că n-a căzut mană. Că altfel rămâneau fără mâncare. Dar mai mult decât, vreau să vă spun că dacă calculați, dacă faceți puțină matematică, 4 minuni, 4 minuni pe săptămână, prima minune, că mana cădea în fiecare zi, sâmbăta nu cădea. Deci cădea în fiecare zi, da? A doua minune, că dacă culegeau mai mult, se strica. A treia, că vinerea nu se strica, da? Și a patra, că sâmbăta nu cădea mana. Nu? Deci cădea în fiecare zi, 40 de ani, sâmbăta nu cădea niciodată. 4 minuni, înmulțit cu 52 de săptămâni pe an, înmulțit cu 40 de ani, sunt peste 8.000 de minuni. An de an, săptămână de săptămână, Dumnezeu le-a arătat clar. Ăsta e sabatul pentru că mana nu cade, pentru că degeaba trebuie să culegi. Nu a fost niciunul să fie confuz. De asemenea, în Noul Testament, în timpul nostru, să zicem, nu a fost niciun fel de confuzie. Că zice că Iisus a murit în ziua de pregătire, vinerea, sâmbătă s-a odihnit în mormânt, cum zice acolo, s-a odihnit după? Pe care lege? Cele 10 păruri, care alta? Și duminica a înviat. Păi, dacă stai și te gândești, între vineri și duminică, că zice că l-au pus să odihnească pe lege. Care e ziua la mijloc? E sabat. Nici o îndoială. Vă spuneam la început de bătrâna asta care am vorbit eu, Cristiana, din Filipine, că a avut un vis. Aduce aminte de ziua șaptea. Se, bă, care e ziua șaptea? Care o fi? Că eu mă duc la biserică și la duminica. Care o fi ziua șaptea? S-a auzit la preotul ei și a întrebat, uite, am visul ăsta și l-am avut de 3-4 ori până acum. Să-mi aduc aminte de ziua șaptea. Care e ziua șaptea? Și preotul a fost cinstit, a fost sincer. Și măi, biserica a schimbat-o, e duminica, ziua șaptea de fapt e sâmbăta. Și asta, Cristiana, a trebuit să ia o hotărâre. Dar familia a amenințat-o. Dacă faci treaba asta, noi nu mai vrem să auzim de tine. Te dezmoștenim.
Și spunea dânsa, când am vorbit cu dânsa, că a luat hotărârea cu orice preț să țină ziua a șaptea, că Dumnezeu i-a arătat treaba asta. Și că după aceea, copiii ei și nepoții ei toți au ținut sabatul, a trăit până la 104 ani. Și spunea ce acum sunt bătrână, dar ce a fost cea mai bună hotărâre din viața mea. Deci nu e niciun lucru mai prețios decât să ții sabatul. Deci așa, în sabat, Dumnezeu vine cu prezența Lui să petreacă timp cu tine. E cel mai binecuvântat timp din săptămână. Nu e niciun timp mai important decât să petrești timp în prezența Lui Dumnezeu. Deci dacă tu te duci la biserică și n-ai lucrat, dar n-ai petrecut timp cu Dumnezeu, tu n-ai ținut sabatul. Ca și cum te duci la rugăciune, dar nu mai spui câteva cuvinte așa ca o formă. Ok, încerc să sar pentru că nu mai am timp, a trecut timpul. Vreau să văd unde sar. Da. Frații mei, foarte, foarte interesant că noi credem că ținem sabatul. Dar în realitate, cât timp petrecem cu Dumnezeu în sabat? Cât timp petrecem în prezența Lui? Așa cum îngerii petrec în prezența Lui, se plece înaintea Lui, se închină Lui, să-L laude, să-I cânte. Spune că și în cer, în fiecare sabat, vom merge în prezența Lui să ne închinăm Lui Dumnezeu. E atât de important sabatul că va rămâne, cea binecuvântat Dumnezeu rămâne binecuvântat pentru veșnicie. Va rămâne și în cer, pentru totdeauna sabatul. Vreau să vă întreb, credeți că dacă nu ținem sabatul cum trebuie aici, îl vom ține în viitor, când vine Domnul sau în criza finală, atunci o să sfințim sabatul. Sabatul o să fie punctul central. O să fie punctul central în criza finală, punctul care va hotărâ dacă tu primești semnul fiarei sau primești semnul lui Dumnezeu. Dacă sabatul e atât de important, de ce nu facem un efort cu adevărat sabatul să fie special în familia noastră și în viața noastră? Să facem un efort ca vineri seara să nu terminăm lucrurile. Oleu, mai două minute și apune soarele. Repede, repede. Gata! De ce nu facem un efort să fie o zi de pregătire cu adevărat? Să fie o zi în care schimb familia în jurul altarului și petrești timp în rugăciune și petrești timp în studiu. Să fie o zi în care pur și simplu lași la o parte grijile și lauzi pe Dumnezeu și te închini Lui și cânți și invizi prezența Lui în inima ta și în familia ta și în viața ta. Petrești timp în natură, petrești timp cu copiii, petrești timp cu Dumnezeu. De ce nu facem sabatul? Ca să vedeți ce binecuvântare vine împreună cu El. Dumnezeu ne invită într-un mod foarte serios să luăm în considerare lucrul acesta și dacă facem așa, Dumnezeu ne va sfinți. Haideți să ne rugăm împreună. A trecut timpul. Tată din cer, venim înaintea ta în umilință și de fapt, deși credem că ținem sabatul prin faptul că nu muncim, de multe ori călcăm sabatul prin faptul că nu avem relație cu tine. De aceea la sfârșit mulți vor zice, Doamne, dar am fost la biserică, am făcut evanghelizări și Domnul va zice, nu vă cunosc. Ajută-ne să ținem sabatul în așa în fel încât să avem o relație reală, să petrecem timp în prezența ta, să ne închinăm ție, să te lăudăm pe tine. De asemenea, ajută-ne să-ți aducem onoare numelui tău prin faptul în care ne purtăm în fața omenirii. Te rugăm să fii cu noi în continuare în numele lui Iisus. Amin.